Să îți faci griji pentru ceva ce nu s-a întâmplat este nebunie curată. Din păcate, mulți oameni pășesc pe stradă astfel. Ceea ce dăm mai departe în viață vorbește de la sine. Îmbrățișezi sau înjuri, zâmbești sau plângi. Absolut fiecare acțiune pe care o facem este în sine inocentă. Însă ea începe să miroasă urât sau, dimpotrivă, să radieze de lucruri bune, influențată fiind de locul din care facem acele lucruri. Cu cât facem ceva purtând masca persoanei și crezând puternic în această identitate falsă, cu atât acțiunea va naște mai departe o energie pe aceeași măsură. Oamenii sunt nervoși și frustrați pe politică, de exemplu, dar în sinea lor, ei sunt nervoși și frustrați pe ei înșiși. Ceva în interiorul nostru știe că nu președintele este de vină pentru alegerile pe care le-am făcut noi în viață. El este doar un simplu rezultat al acelor alegeri, a ceea ce suntem deja. Și această roată începe să se învârte, aduce după ea amintiri, momente de răscruce din viața noastră. Momente în care am ales ceva, iar mai apoi am ajuns la concluzia că am ales ceva greșit. Și iar încercăm să ne întoarcem. Cum ar fi fost dacă, unde aș fi fost eu acum? Vreau să-ți spun că fiecare moment are în el o ușă. O ușă ce nu este închisă niciodată. Aceasta duce direct către libertate. Câți dintre noi aleg oare această ușă? Câți pășesc total după această ușă? Să fii ceea ce ești necesită curaj, iar curajul vine doar când ești sincer cu tine. Este cu adevărat cineva vinovat pentru viața pe care o ai acum? Cine îți poate spune să ieși sau să nu ieși din casă? Cine îți spune să mergi într-o direcție sau în alta? Viața asta nu este pentru nebunie. Viața asta este pentru bucurie, pentru frumusețe, pentru iubire și pentru ce înseamnă cu adevărat să fii singur, cu rădăcinile adânc înfipte în pământ. Când ești așa, nu va mai conta ce se întâmplă în exterior, pentru că nu vei mai avea așteptări de la exterior, fără așteptări, fără suferințe. Ești deja fericit cu tine aici, iar ceea ce vine pe lângă nu poate fi decât un alt prilej de bucurie. Dar tu nu aștepți asta, poate la fel de bine să nu se întâmple, deoarece descoperi că totul se naște și moare în interiorul tău. Iar tu? Tu ești mereu, într-un mod miraculos, aici, privindu-le nașterea și dispariția. Ființa ta este extraordinară. Trebuie să îndrăznești să o descoperi. Îndrăznește să afli cine ești tu cu adevărat. Pentru că nimeni nu va face asta în locul tău. Îți doresc ca lumina să coboare pe drumul tău și să ai claritate în direcția în care mergi. Să mergi cu încredere înainte. Pentru că totul e bine și în absolut fiecare moment ești de fapt protejat. Ai încredere. Ai încredere în viață și ai încredere în tine. Te îmbrățișez.